Bună ziua și bine v-am regăsit la ferma Grădina Bio. Am făcut o curățenie exemplară la, la iepuraș. Uh, am pus aici și un melc. Uh, ce caut aici? <laughs> Îl vedeți, uitați. De când am adunat fânul, a venit și un melc. Uh, am pus aici mai multe delicatese pentru iepuraș, câțiva morcov, măr, uh, ardei gras, pâine uscată. Aici au porumb pentru să se îngrașe pentru că urmează perioada de, de fătări cam în două săptămâni, sper i-am scos și pe afară cu ocazia asta, n-am putut să vi filmez afară, dar vi filmez așa dinăuntru să vedeți ce, ce sunt aici este luna, am și periat-o cu ocazia asta, când o să mai fac un video, am să, vă, am să vi filmez și afară, pentru că am văzut că sunt destul de cuminți, chiar stau lângă mine, nu sunt uh, uh, agitat să fugă. Mergem și la Danuț, el o să vină sigur înspre cameră, de obicei vedea. Acum a arătat contrariul. A, -a. Ia Danuț. face și nuță ce poate. Cam, cam, aceasta este curățenia la, la, la iepuraș. V-am arătat așa, fac un, un, video destul de scurtuleț, să zic așa, de 3 minute cu, cu iepurașii. Aici am scos tot, 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 tot paie, pentru că azi este marți 18 februarie, dumneavoastră o să vedeți videoul probabil săptămâna viitoare, dar mâine pe 19 se anunță ploaie și am zis să le fac curat să fie cât mai, cât mai bine. Pe aici au mai redanus niște lemne cu care se, se preocupă și omoară timpul, ca să zic așa, adică face și el ceva treabă. Cam acesta este video pe care vi-l arăt. O să mă intru acum puțin și la și la luna, să vedeți și pe ea. Am periat, o vedeți, este mult mai curat acum. Și mai mănâncă din din pentru că nu la ce este aici. Să închid și aici. Și aici mai insistăm puțin pe, pe Luna. Aici am făcut ceva provizii pentru ei. Aici este și dănuți, de, de fapt toți. Uitați tot ce, am, tot ce a fost toată vizere am aruncat-o afară. Cam cu aceasta închei video. Sper că v-a plăcut să vizualizați ferma Grădina Bio. Vă urez ca de obicei o zi mai mult decât excelentă și vă aștept la un nou video. O să avem ceva interesant, o să le punem adăpător, o să vedeți ce, ce frumos este. Până atunci, vă urez încă o dată o zi excelentă și ne vedem cu bine. La revedere!